și mulțumesc toate instituțiile primului publice, primăria, așa cu acte sau cu serviciul de migrant și celelalte instituții non-guvernamentale care memorează prezența. Liga Islamică și Culturală are o viziune destul de importantă și deschisă către societatea românească, pentru că momentul în care trăiești într-o societate, e ceva normal să ai o legătură cât mai strânsă, bazată pe respect, bazată pe drepturi egale, bazată pe o dorință de a fi o parte importantă, pozitivă, activă în această societate. Liga Islamică și Culturală de România, cred că știți, toată lumea are 6 sedii în țară, este un sediu la sediul central, este la București, avem o filială la Constanța, Craiova, Timișoara, Cluj și Iași. Nu vreau să mă laud, dar zic eu, după București, cel mai important centru islamic la ora actuală este Clujul. Asta prin faptul că avem anumite instituții sau organizații arabe, musulmane, care ne sprijină în Cluj și îi mulțumesc foarte mult, este Liga Siriană, Liga Palestiniană, Ierusalimul, care dau un sprijin efectiv important ca să fim o parte sau să fim o instituție efectiv activă în Cluj-Napoca, mai ales pe problemele culturale. De fapt, asta ne interesează cu toții, mai ales că Cluj va deveni o capitală europeană sau o capitală culturală europeană. Legătura noastră cu instituția, cu organizația LACO și cu serviciul de imigrare și cu primăria devine din ce în ce mai strânsă. Asta este un lucru foarte important și chiar îi mulțumim pentru modul de deschidere către noi. Normal este către comunitatea musulmană, către comunitatea arabă sau către toți străinii din Cluj-Napoca. Vreau să vorbesc puțin despre activitatea noastră la Cluj. Noi, cam de un an de zile, și colegii mei din înainte au încercat ce au făcut și au mers cu niște pași importanți către societatea și comunitatea, și comunitatea musulmană și societatea românească. Dar de un an de zile am încercat să facem niște programe chiar intensive, culturale, ca să devenim o comunitate acceptată, mai mult acceptată, pentru că omul când te cunoaște mai de aproape poate să te înțeleagă și poate să devină mai prietenos în relațiile sale cu tine. Am organizat cursuri de cultură islamică pentru, normal, pentru cetățenii români. Am organizat cursuri de limba arabă pentru cei musulmani care nu cunosc limba arabă și nemusulmani. Am organizat cursuri tot de limba arabă și de religie pentru copii și chiar avem copii care sunt copiii noștri a comunității musulmane și avem, spre fericirea noastră, avem copii de români care sunt nemusulmani, care ei au venit și au cerut că copiii lor să învețe limba arabă, să cunoască cultura islamică, să cunoască religia islamică și asta este un lucru foarte important. Așa cum și copiii noștri învață în școlile românești limba română și sunt români care vin la noi și vor să învețe limba arabă și cultura arabă sau cultura islamică. Clujul este un lucru, este un centru foarte important pentru toată țara. Este un centru universitar, avem foarte mulți studenți în Cluj, care majoritatea sunt chiar studenți foarte buni. Normal, peste tot sunt studenți care cu probleme, dar asta nu reflectă realitatea și nu reflectă studenții din Cluj-Napoca. Avem studenți tunisieni, avem studenți din Maroc, avem studenți din Palestina, din Iordania, din foarte multe țări arabe și islamice, din Pakistan, din Somal, din Anglia, care sunt de origine asiatică, dar acești studenți chiar au rezultate foarte bune, cred că poate să confirme și domnul Lucian. Sunt oameni care s-au ținut de școală pentru scopul care au venit în România. Ei toți, normal, trec prin moschie, pentru că acest centru islamic este deschis pentru toată lumea.
Deci, indiferent de rasă, indiferent de religie, indiferent de cultură, acest centru islamic este deschis pentru toată lumea. Pe lângă aceste activități culturale, avem activități chiar acte umanitare. Noi venim în ajutor oricare persoană care are nevoie de ajutor și indiferent de ajutor. Dacă este ajutor moral, dacă este ajutor financiar, cât putem normal ajuta oamenii care au probleme, au venit familii din Siria, toată lumea cunoaște acum situația Siriei, am ajutat cât am putut normal împreună cu celelalte instituții, Liga Palestiniană, Liga Siriană, am încercat să ajutăm aceste familii să aibă o situație cât de cât demnă, să poată să trăiască și să ducă o viață cât de cât liniștită și stabilă pentru să rezolvă problemele din țara de origine. La fel, când am avut și care am avut persoane care nu sunt din comunitatea musulmană, persoane care nu sunt de origine arabă, chiar din România, am primit scrisori în care cereau ajutor, am verificat situația lor și i-am ajutat cu tot ce s-a putut, și financiar, și dacă a fost problema de sănătate, i-am întrebat către prietenii noștri care au cabinete medicale sau policlinici, chiar prin țara, toți au fost de acord și am ajutat acești oameni care au nevoie de ajutor, fără nici să ținem cont că acest om face parte dintr-o comunitate sau rasă sau credință. Profetul Muhammad, binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, spune că trebuie să ai o milă în suflet pentru oricare suflet care. Pentru orice suflet care are inima care bate sau un ficat care este cald. Nu contează rasa, nu contează etiologia, nu contează originea, nu contează cultura. Acest om trebuie ajutat, tu trebuie să sară în ajutorul lor. Mai este un lucru foarte important pe care are, eu zic, un rol foarte important pe care are Liga Islamică în general România și mai ales în Cluj-Napoca, mai ales pentru tineri care vin în România, acești tineri vin fiecare tine dintr-o altă țară, o altă cultură, alte idei, alte principii. Noi încercăm prin lecțiile care le ținem în general săptămânal, prin predicile de vineri care se țin, prin cursurile care le facem, prin activitățile noastre, încercăm să explicăm acești tineri care trăiește într-o țară europeană, democratică, prin care trebuie să faptul că această țară nu a acceptat și nu a primit, noi trebuie să respectăm toate legile care sunt în România, pentru că așa cere și legea islamică, dacă ești într-o țară, trebuie să-i respecti legile țării. Și trebuie să aibă un comportament civilizat față de comunitate, față de societatea în care trăiește, față de vecini, față de prieteni, față de colegi, față de profesori, față de oricare persoană care o întâlnește aici. Ești musafir în această țară, trebuie să-i respecti pe cei care te-au găzduit și când ai terminat să pleci de aici cu să lași un loc de vorba aia, un loc de bună ziua, să lași ușa deschisă pentru că oricând vei fi nevoit să te întorci, faptul că ai făcut o facultate, nu se știe în viața asta, te vei întoarce pentru să-ți continui studiile sau așa, să ai un loc deschis pentru tine și să ai un statut frumos în România, cât ai stat 5-6 ani. Vreau să mulțumesc încă o dată instituțiile guvernamentale sau publice din Cluj-Napoca, pentru că, într-adevăr, am avut anumite probleme pentru studenți sau pentru oameni de afaceri, pentru oameni care sunt stabiliți și faptul că am venit și am încercat să batem la ușa și ne-am prezentat că suntem de la Liga Islamică sau de la Centrul Cultural Islamic, să știți că am găsit o ușă deschisă și am putut să comunicăm, să discutăm și am fost primiți și chiar am fost ajutați în anumite situații în care n-am crezut că vom fi ajutați. Deci au fost situații chiar destul de critice, dar am primit ajutor și am fost chiar primiți și au fost probleme rezolvate în mod extraordinar. Mai avem alte activități, zic eu, importante. Noi, faptul că comunitatea noastră avem niște ritualuri importante, islamice, religioase,
ținem fiecare lună, în fiecare an, luna Ramadanului, ținem o masă zilnică pentru cei musulmani care țin post și spre fericirea noastră, chiar am avut musafir, diferiți comercianți și a fost chiar de la anumite instituții, au fost la noi în vizită în luna Ramadanului și au servicii cu noi masă, chiar au fost de la televiziune, a fost făcut reportaj anul trecut de TVR1 pentru acest eveniment și acest ritual important pe viața unui musulman, pe care o să ne vorbească pe scurt mai încolo, cred, domnul doctor, despre unele lucruri importante a postului Ramadanului. Pe lângă această activitate a postului Ramadanului, deci masa, noi, în general, lunar facem o masă în care adunăm toată comunitatea. Acest lucru ne face pe toți să ne apropiem unul de altul, pentru că fiecare este ocupat, fiecare cu probleme, studentul este cu probleme lui și cu examenele, noi, comercianții, în general, fiecare cu treburile lui, cu familie și problemele zilnice și fiecare numai se trezește că este ora 10-11 seara și poate ne-au vorbit din ziua aia cu cuvintele pala. Deci, în general, poate ne sunam, poate 2-3 suntem prieteni, ne mai întâlnim la o cafea, o dată la o săptămână. Și facem această masă ca să ne apropiam unul de altul, stând, discutând, mâncând, vând un suc sau apă sau o cafea, atunci comunici, poți să spui, să vorbești despre problemele tale sau problemele familiale sau. Și atunci acest lucru ne apropie pe noi și chiar v-am spus că am avut și din prietenii comunității, prietenii oamenilor de afaceri români care au fost și chiar vă inviteam mult când facem acest lucru. Noi totdeauna anunțăm despre activitățile noastre pe site-ul centrului www.islamicluj.ro și avem și pe Facebook Islamic Cluj, tot timpul anunțăm despre aceste activități. Printre activitățile importante a Ligii Islamice, organizăm anual excursia rituală religioasă cunoscută, este pelerinajul la Mecca. Acest pelerinaj se face normal, se organizează împreună cu ambasada Arabiei Saudite, pe care îi mulțumim și ne ajută întotdeauna să organizăm, să ne asigură viză pentru pelerinaj. A fost chiar foarte mulți musulmani români de origine română sau de origine turcă sau de origine tatară care au fost cu noi în aceste excursii de pelerinaj. Vreau să spun un rezumat. Liga Islamică este un lucru important. De ce? Pentru că această instituție s-a creat pentru a servi comunitatea, în primul rând, musulmană, de a integra în mod normal, civilizat, democratic, în societatea românească. Dacă simt diferențe sau anumite idei diferite, indiferent dacă sunt idei religioase, culturale, vreau să vă spun că ideile care ne apropie și ne adună sunt mult mai multe și mai clare și mai importante decât dacă ar fi anumite diferențe, nu vreau să zic idei care ne îndepărtează, ca mult mai multe care ne îndepărtează. Dreptul la religie, la cultura și la oricare religie este un drept personal, fiecare are dreptul să creadă în modul lui liber în ce vrea el. Eu doar ca musulman sau ca creștin sau oricare altă religie, tu ai dreptul să te exprimi în mod civilizat, clar, să te deschizi, să arăți ce știi și ce cunoști sau care sunt regulile acestei religii. Nu ai dreptul să oprici pe nimeni și lași omul în mod liber să creadă ce vrea el, să se convingă dacă vrea ea despre o anumită religie sau despre anumită cultură și chiar acest verset este din Coran. Mai vreau să fac un cu asta vreau să închei. Islamul despre care va vorbi fratele meu Daniel, Islam înseamnă pace. Noi vreau să punctez acest lucru, Liga Islamică și culturală, normal, în numele comunității musulmane din Cluj și din România. Noi respectăm ordinea publică și legea țării în care suntem și care este. Nu acceptăm niciun act de violență, nu acceptăm niciun act care, indiferent că este individual sau nu este individual, nu acceptăm nicio ieșire sau depășire a legii din această țară. Indiferent de legi, că sunt legi de ordine public, că sunt legi economice, că sunt
alte probleme. Tot ce există în România, legat de legea acestei țări, pentru ordinea publică în România, pentru stabilirea liniștii și securității acestei țări, noi suntem și ne simțim obligați să comunicăm acest lucru și chiar comunitatea noastră este o comunitate care este deschisă. Eu întotdeauna am primit, când am deschis acest subiect, toți n-am găsit un om care să contrazică acest lucru. Respectăm această țară pe care suntem, îi mulțumim frumos pentru că ne-au dat dreptul la libertate, la religie, la exprimare. Fiecare poate să ajungă la ce vrea el, în mod civilizat și în mod democratic. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult că ne-ați onorat cu prezența și doresc să acest eveniment să se mai repete și sunteți oricând bineveniți să ne vizitați în acest centru. V-am spus, acest centru islamic cultural este în Cluj pentru toată lumea, pentru comunitatea musulmană, pentru comunitatea arabă și pentru toți românii din